empatia față de cetățenii din Republica Moldova, față de care ne simțim legați prin cultură, limba și istoria noastră. Dacă majoritatea cetățenilor din Republica Moldova împărtășesc sentimente de unitate națională, noi susținem aceste demersuri care se bazează pe principiul egalității în dreptul al popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele însele, enunțate în Carta Organizației Națiunilor Unite, în Declarația Universală a ONU-ului, a Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat de Organizația Națiunilor Unite și a acordurilor de la Helsinki din 1975. În baza dreptului la autodeterminare, considerăm oportun să ne exprimăm opinia în această chestiune națională, în același timp să respectăm toate angajamentele asumate față de Uniunea Europeană, NATO și ONU. Prin declarația noastră de unire, ne exprimăm respectul și susținerea noastră pentru dorințele frățești exprimate de populația care locuiește în Republica Moldova. Noi oferim un răspuns de întâmpinare, un angajament solemn, prin care dorim ca cetățenii Republicii Moldova să fie siguri de necondiționalitatea noastră susținere. Prin adoptarea Declarației de Unire cu Basarabia, din anticentenarul 2018, municipiul Bistrița se alătură susținerii principiilor internaționale, conform cărora toate popoarele au în permanență dreptul, în deplină libertate, de a determina așa cum doresc și atunci când doresc, statutul lor politic, intern și extern, fără niciun amestec din afară, și de a înfăptui, conform voințelor, dezvoltarea lor politică, economică, socială și culturală. Și susținem necondiționat deciziile adoptate de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de naționalitate, religie și convingeri politice. Declarația adoptată la Bistrița în ședința festivă din 29 martie 2018. Și tradiție de frații noștri de dincolo de lume. Cu
Punerea cu Basarabia are mai justificată, mai mult ca oricând acum, la împlinirea unui secol de la înfăptuirea Marii, la momentul în care România a hotărât unirea pe baza principiului autodeterminării poporului, unirea tuturor teritoriilor vorbite de ei într-un singur stat numit România. România a sprijinit constant Republica Moldova cu privire la liberalizarea regimului de vize și semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu țările din Uniunea Europeană, reprezentând și un partener comercial important pentru Republica Moldova. Nu lipsită de importanță, în descrierea unei relații dintre cele două țări este și oferirea de către România a circa 5.000 de burse anuale tinerilor din Republica Moldova pentru studii liceale, superioare și de doctorat. Municipiul Bistrița a sprijinit în mod constant proiecte de colaborare între tinerii din Bistrița și Republica Moldova din dorința de a susține cunoașterea și colaborarea tinerilor noștri. Dacă majoritatea cetățenilor din Republica Moldova împărtășesc sentimente de unitate națională, noi susținem aceste demersuri care se bazează pe principiul egalității în dreptul al popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele înseamnă. Prin declarația noastră de unire, ne exprimăm respectul și susținerea noastră pentru dorințele firești exprimate de frații noștri din Republica Moldova. Trească România Mare! A fost o decizie naturală. Istoria ne arată foarte clar că suntem același popor, același neam. Unirea mea este dorită și astăzi și noi trebuie să găsim cele mai bune forme de comunicare și cele mai bune acțiuni ca acest deziderat să se împlinească și să fie benefic ambelor părți. Cred că se creează pe zi ce trece condițiile necesare pentru ca unirea să se înfăptuiască. Noi aici ne exprimăm direct și suntem încrezători că așa va fi, mesajul nostru fiind cât se poate de clar. Ne dorim unirea, vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie. Transmit pe această cale tuturor fraților de peste Prut că noi vom găsi sprijin, indiferent ce va fi în viitor. În aceste zile, în această perioadă, trebuie să ținem vie această atmosferă și această unitate exprimată aici și la Chișinău. Toți românii trebuie să se încarce cu simbolistica și importanța dezideratului comun pentru ca întreaga acțiune și finalizarea ei să fie un proces natural și firesc. Doamne ajută-i pe români!